Bine ați venit la această ediție a emisiunii Mapamont Creștin. Evanghelistul legendar Billy Graham a pășit în eternitate la vârsta de 99 de ani. Trupul nensuflețit al lui Graham a fost expus la Capitoliu în Washington timp de două zile. El este primul lider creștin care a primit această recunoaștere. John Jessup de la CBN a mers în Carolina de Nord să vadă cum îl comemorează oamenii pe cel mai important evanghelist al tuturor timpurilor. Înainte de a intra în Charlotte, se vede imediat amprenta pe care a lăsat-o Billy Graham. Autostrăzile poartă numele lui, drapelele sunt arborate în bernă pentru a comemora fiul respectat al statului, iar reporterii vin cu noutăți în direct de la biblioteca Billy Graham, locul unde va avea loc serviciul de înmormântare și unde va fi probabil îngropat. Echipele de lucru transformă această parcare într-un loc care amintește de o mișcare de trezire ținută într-un cort pentru a omagia cruciadele sale populare. În fundal se vede o cruce care simbolizează credința căreia și-a dedicat viața. Petreceam mult timp împreună, ne distram și râdeam urmărind o partidă bună de golf, de baseball sau vorbeam despre familie dar mai presus de toate despre pasiunea sa pentru Evanghelia. Don Wilton a slujit ca pastor pentru Graham, rol care poate fi intimidant, dat fiind faptul că Graham a fost numit pastorul Americii și a fost consilierul președinților. Însă el spune că Graham a avut această capacitate de a ușura sarcina. De fiecare dată când eram împreună, poți întreba pe oricine care l-a întâlnit vreodată, am observat că el avea capacitatea de a-și face interlocutorul să se simte persoana cea mai importantă de pe pământ. Nu poți evangeliza lumea dacă treci peste oameni. Lui i-a păsat de fiecare persoană pe care a întâlnit-o. Peter Nger l-a întâlnit pe Graham pe un teren de golf în ultimul an de facultate. Dr. Graham juca cu Bob Hope, Alan Palmer și Bryson Nelson. Eu eram asistentul lui. Evangelistul i-a dat această Biblie pe care a semnat-o și i-a mulțumit pentru ajutor. De-a lungul vieții sale, Graham a avut mereu un mesaj pentru alții. Acum, după moartea sa, oameni de pretutindeni vin să se revanșeze. Rishma Cănup a venit din insulele Fiji. Acesta e motivul vizitei mele. Îl admir. Mulți au depus flori, au lăsat mesaje de mulțumire și s-au rugat la centrul de instruire Billy Graham din Asheville. În copilărie, el mi-a dat speranță. Mesajele sale au fost așa de simple încât și un copil a putut să le înțeleagă. Acel copil am fost eu. Caroline Dunlap a venit cu mama ei în vârstă de 83 de ani, care a devenit creștină la o cruciadă condusă de Billy Graham în 1952 la vârsta de 17 ani. Fără Billy Graham nu ai avea credința pe care o ai. Așa este, pentru că noi mergeam la biserică în fiecare duminică. În timp ce oamenii îi cinstesc moștenirea, pastorul Wilton crede că rugăciunea pentru familia Graham și pentru viitor este ce evanghelistul ar aprecia cel mai mult. Ei și-au pierdut tatăl, bunicul, prietenul lor cel mai bun. Rugați-vă pentru ei. În al doilea rând, rugați-vă pentru vestirea Evangheliei. Aceasta ar fi cea mai mare dorință a domnului Graham. Billy Graham se va întoarce de unde a plecat. El va fi dus în locul unde a copilărit și va fi înmormântat lângă dragostea vieții sale, Ruth, în locul care îi poartă numele un loc care cinstește omul, misiunea sa și mesajul de a vesti Evanghelia lui Isus Hristos pretutindeni în lume. Mulți sunt de părere că înmormântarea sa va fi ultima cruciadă purtată de el.